În aceste clipe de frumusețe sunt implicate Cercul Militar Mangalia, Clubul Artelor Solteriști, Liga Navală Română, filiala Mangalia, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Retragere și Rezervă, filiala Mangalia, Asociația Liga Maestrilor în Rezervă, filiala Mangalia, care în fiecare seară ne vor bucura sufletele, fiind alături de toate manifestările culturale din cadrul deja tradiționale săptămâni a spiritualității marinărești. Și așa cum am spus și aseară, când a fost prima dintre zilele și dintre evenimentele dedicate zilei marinei noastre, s-a debutat cu un vernisaj de excelență care poartă semnătura a trei pictori de excelență din Mangalia și un debut de excelență în unei tinere de 16 ani din Bistrița Năsăud și mă refer la Dosana Maria. Voi continua cu doamna Corina Vicolov, doctor Corina Vicolov, membra Uniunii Artiștilor Plastici din România, miraculosul pictor Nicolae Găgeanu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și mai ales omul care ne reprezintă european, care face parte din cei 100 de pictori contemporani, inclus și în albumul de artă apărut în Franța, editat de Fundația și de Asociația domnului Marelui Michel Gavaza. După aceea, maestrul nostru militar, pictorul marin, care de fiecare dată ne nobilează sufletele cu tablourile domniei sale, cu valurile și cu vapoarele inimii domniei sale, domnul Alexandru Ghinea. Seara aceasta este dedicată unui om de excelență, unui scriitor, prozator, jurnalist, dar unui scriitor care a adus în fața noastră, sufletelor noastre, Poveștile Mării Negre. Acesta este al treilea volum și se află în pregătire cel de-al patrulea, cu care o să ne onoreze în curând. La fel ca și Poveștile Nemuritoare, la fel ca și poveștile lui Petre Ispirescu sau ale lui Sadoveanu sau oricare dintre alte povești nemuritoare ale neamului românesc, atât de valoroase și de importante sunt cele trei volume, Poveștile Mării Negre. Dacă vreți să vă cunoașteți istoria neamului, dacă vreți să vă cunoașteți pe dumneavoastră, să cunoașteți Dobrogea în totul de frumusețea ei, luați aceste cărți, citiți aceste povești fascinante, citiți aceste legende ale fiecărui loc din Dobrogea, citiți istoria neamului nostru, mai ales vă veți întâlni cu niște lucruri fascinante, pentru că istoria noastră a românilor face parte din cele mai importante istorie ale planetei, pentru că până la urmă se spune că România este locul de unde Arca lui Noe a plecat, România este locul în care Zamoxe a venit și ne-a spus că merităm să fim neamul ales, în care ni s-a spus că suntem grădina Maicii Domnului de însăși Domnul Papa de la Vatican, despre care Mihai Ionescu a spus ceea ce n-a spus niciun alt poet al planetei, ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, și ceea ce ne-a dorit Ionescu s-a realizat treptat și se va realiza în continuare. La trecutul mare, mare viitor. Chiar dacă mi se pare că este prea lungă așteptarea acestui mare viitor, privind la realizările și rezultatele tinerei generații, la realizările invențiilor românești care au cucerit toate saloanele de invenții de pe planeta Pământ. Românii au fost saloane de invenții începând cu Geneva și terminând cu alte saloane de invenții în care doar premiul de organizator nu au luat românii. Să mă refer la tânăra generație care a reușit să câștige toate medaliile internaționale la IT, la invenții, la informatică, la ce vreți dumneavoastră. Sunt extraordinari. Tânăra noastră generație este NASA, rămâne așa fascinată și vine să ia probe de aici, de pământ românesc, să înțeleagă ce fel de hrană, cu ce ne hrănim noi românii, dacă reușește spiritul nostru să fie atât de evoluat, deși trăim și noi, la fel ca într-un haos, la fel ca toată planeta. Și pe noi ne afectează clima și pe noi ne afectează toate celelalte. Dar acesta este doar începutul. Aștept în fiecare an săptămâna spiritualității marinărești, pentru că
mă bucur, iată, că la Magalia, la Cercul Militar Magalia, există un om de excelență, șeful garnizoanei Magalia. Există un om care reușește, care pe mine m-a determinat să am un alt punct de vedere, să iubesc, să cred mult mai mult decât credeam înainte în destinul marinarilor, în destinul armatei române. Pentru că, la un moment dat, armata română nu se mai făcea armată. Acum s-a revenit. S-a desfințat armata de care ne bucuram noi aici, în zona aceasta de graniță. N-am mai văzut-o. Și ce frumoși erau marinarii noștri, albatroșii noștri, fascinanții noștri oameni. Iată că încet, încet lucrurile își revin la normal. Dar șeful garnizoanei Magalia, omul despre care vă spuneam că omul sfințește locul, șeful școlii de aplicație din Magalia și mai ales rari oameni ca domnia sa, și iertată să-mi fie îndrăzneala că insist pe acest lucru, a fi un om de caracter înseamnă a fi un om adevărat. Domnul comandant, domnul comandor, Petre Căpăr. Mă rog să-mi permite să vă salut, să vă urez bine ați venit, să vă felicit că ați ales un moment de destindere la o activitate de cultură. Pentru a nu știu câta oră n-am stat să număr, dar mă bucur că suntem aleși domnului Cristian Cealera la lansarea unei alte cărți. Aveai locuri mai frumoase, mai bogate, mai populate și totuși suntem aleși. Vă mulțumim că ne-ați ales, suntem onorați. Când începeți cu noi, Dobrogea are și alte orașe, și mai mari și mai așa, și toată lumea este în perioada sărbătorilor Zilei Marine și a Sfintei Mării. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră și cred că abia așteptăm să citim volumul ăsta și următorul, să începem să ne mai răscolim puțin și de ce nu să îi inspirați și pe tinerii din ziua de azi, care, așa cum spunea și doamna Dabu, încep să cucerească aproape toate meridianele, pe toate domeniile. Da, avem origine sănătoasă, un corp sănătos, o minte sănătoasă și ies copii sănătoși, care duc mai departe și încearcă să dezvolte ce învață dascării lor, profitând de educația primită, indiferent de ce se întâmplă împrejur, ei au o treabă, să ducă mai înainte tradiție, cultură, obiceiuri. Același lucru face și domnul Cealera și ne bucurăm încă o dată, îl felicităm și abia așteptăm să ne prezinte noua creație. Vă mulțumim! Mulțumim și noi! Da, jurnalistul și omul de cultură, scriitorul Cristian Cealera, într-adevăr, probabil o să ne spună și dânsul, noi l-am îndrăgit de la prima carte, de la primele povești ale Mării Negre. Cel puțin, chiar am și mărturisit, oamenii iubesc nespus, incredibil de frumos poveștile, legendele, istoriile veacurilor, dar mai ales ale Mării Negre, ale locurilor noastre natale. Am citit cu nesaț și am promovat pretutindeni în această nobilă carte, în trei volume, semnată luminos Cristian Cealera, și apare și al patrulea. Și mulțumesc din suflet că există. Jurnalist, scriitor, autor a două romane istorice de întindere, romane mai greu perceptibile azi, când se consumă doar cultura de unică folosință, fără a te interesa ce va fi mâine, cum vei păși în timp și spațiu, povestea pădurilor peste mare, chiar ce câtă imaginație trebuia să aibă poporul român. Luna și soarele, deci erau soră și frate, deci luna i-a cerut soarelui să facă un pod peste mare. Și eu chiar stam și mă gândeam, o fi reușit să facă acel pod. Dar, până la urmă, ceea ce nu trebuie să se întâmple, nu se întâmplă. Balada uitată, legenda corbilor de pădure din Babadag. M-a fascinat întotdeauna corbii, Nevermore,
suntem de fiecare dată și dacă exista și la noi la Papadac asemenea taină, de ce să nu avem? Iar în același timp, insula Șerpilor, oracolul din Leuche și sacrificarea Fecioare. Vedeți dumneavoastră așa aripile care au fost retezate țării românești. Am spus și o voi repeta. Țara românească nu are nicio bucată de pământ străin. Dar toți vecinii noștri au câte o bucată din țara românească. Oare de ce? Este o întrebare pe care mi-am pus-o mereu și aștept și eu un răspuns de la istoricii vremurilor și ai neamului. Dar pentru că România niciodată nu s-a dus să atace, nu s-a dus să cucerească alte ținuturi, România și-a apărat, eu mi-apăr, da, nevoile și neamul și de aceea noi supraviețuim și suntem atât de frumoși. Am înțeles că a fost acum, chiar vreau să vă întreb de curând, au fost la un site din asta, din Sarmisecetuza noastră. Și a venit un... Da. Au căutat unde nu trebuia, au venit un fulger și au fost și victime umane. Există niște taine acolo, deci nu trebuie niciodată să căutăm mai mult decât ni se cuvine. Nunta de la Hârșova, o poveste din Delta, nunta frumoasei Daria. Iarăși, sarcofagul cu simboluri, un scandal interbelic legat de presupusul mormânt al lui Ovidius. Am citit și cartea domnului Bogdan, 77, tot așa, o poveste fascinantă despre locul unde ar putea fi mormântul lui Ovidiu. S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie, pentru că există acele tuneluri subterane, există acea ieșire și de la limanul, există și acea peșteră fascinantă și de aici, de la noi, de la Mangalia, și există mai multe taine ale poporului român. Gladiatorul Tomisului, da? Argutos, da. Eu asta stăteam și când citeam cartea, spuneam să colinzi prin istoria unor veșnicii atâtea nume de ale timpurilor, ale vremurilor și să ni le oferiți atât de frumos în niște povești, niște legende și niște taine, este, încă o dată mă întorc, meritul dumneavoastră de scriitor. Am multe hârtii, să știți, în casă, am multe. Nu contează, mulți au hârtii acasă, dar n-au înțelepciune și nici talent. Capitala Rusiei, Chievene, a fost 3 ani în Dobrogea. Câți dintre noi știm? Nu? Proslavița, cetatea de la Nufăr. Plus de asta, faptul că există o cetate Calatis, un Calatis sub mare. Faptul că aici au fost amazoanele, că au fost un zid de 80 de kilometri. Eu și vedeam când citeam ce scria dumneavoastră. Nu știu ce să vă spun, că v-am mai spus, nu știu care dintre poveștile și legendele și întâmplările pe care le citiți aici vă sunt mai aproape de suflet. Chiar specificam, numai Talasa, numai prima poveste, poate să fie oricând un roman de excelență la nivel mondial, la nivel planetar. Papirusul de la Mangalia, da? O comoară națională de care ne-am bucurat atunci când era târgul de carte și îi doresc foarte multă sănătate domnului Teodor Gheorghe, pentru că așa ce a făcut dânsul a făcut foarte mult pentru cultura acestui oraș. Faptul că datorită acestui târg de carte ne-am întâlnit cu tot ce a avut mai frumos limba și literatura română contemporană, îi mulțumesc frumos. Blestemul pietrei antice, da? Ceea ce m-a fascinat iar azi a fost crucile de la Dervent. Să citiți legenda, să citiți acolo întâlnirile dintre credințe, dintre religii, de ce dacă era turc, ce dacă era român, importantă era credința. Așa cum a spus și Iisus, credința ta te-a vindecat și pe noi de altfel așa. Dealul banilor, taina scheletelor gigantice care au fost descoperite în România și care sunt și sunt taine și sunt... Dar se spune stop, lasă, păstrați-le la voi, nu trebuie să se știe. Noi suntem stăpânii lumii, voi sunteți grădina Maicii Domnului. Cele 3 tezaure ale Poloniei și Portul Constanța. Iarăși o poveste și o legendă și ce vreți dumneavoastră. Dar fac parte din tezaurul nostru, din tezaurul cunoașterii, din tezaurul Dobrogei. Dacă nu ar fi, ar fi mai săraci. Credințe, obiceiuri și superstiții în chestionarul HZ.
Deci până și acolo ajungem, așa că HD-ul fiind unul din geniile europene, Iulia HD-ul fiind una dintre marile genii la o vârstă a liceului, da? A putut să demonstreze că poți fi și la 18 ani geniu, dar din cele 75 de fascinante întâmplări, senzaționale și aproape uitate, dar de importanță maximă, eu v-am spus doar câteva dintre ele. Aceasta fac parte numai din al treilea volum. Nu vă povestesc de celelalte, în care și Mangalia are un loc aparte, în care tainele și legendele mangaliene și a tuturor orașelor, satelor, să vedeți ciocărlia de ziua și ciocărlia de noapte, de sus și de jos. Oameni care locuiesc în ciocărlia, dar nu știu legenda aceasta frumoasă și care aștept să-i întâlnesc și să le spun eu legenda satului în care s-au născut, cât de frumoasă poate să fie, cele două surori care erau de sus și de jos. Dar cel mai frumos și cel mai frumos este să îl invit alături de noi și îi mulțumesc încă o dată din suflet. Dânsul știe că are un loc special în sufletul Mangaliei, în sufletul cercului militar, dar al Clubului Artelor Solteris, că noi l-am îmbrățișat de la început ca pe un mare înțelept, pentru că domnia sa asta este prin cărțile pe care le aducem. Dar o să vă povestesc și despre romanul pe care l-a scris și pentru că este scris tot în nota aceasta clasică de istorie a țării românești, pentru că este un destin al unei familii care străbate 400 de ani, este mai greu de receptat pentru că este întâmplarea este și în Italia, adică și în Roma antică și în România antică și așa mai departe. Este prea frumoasă și tot așa o poveste de dragoste care străbate veșnicile, cu toate durerile și cu toate întâmplările necesare. De aceea, domnul Cristian Cealera, deși se luptă cu toți cei care caută să-i minimalizeze efortul și valoarea acestor fascinante lucruri, da? Tradiția, să fii în stare să faci această muncă de cercetare, trebuie să ai o pasiune, trebuie să fii născut cu așa ceva. În visele tale trebuie să existe. Eu stau și mă gândesc ce vis avea domnul Cealera, pentru că nu poți să scrii atâta istorie. Și îi mulțumesc frumos că acest volum a fost dedicat domnului Virgil Coman, acest om extraordinar pe care și eu am avut bucuria să-l cunosc în întâlnirile scritoricește la Uniunea Scriitorilor din România, filiala Dobrogea. Și încă un semn că acest spirit nobil este o mare speranță a evoluției noastre umane. Domnul Cristian Cealera, umanitatea are nevoie de acest nobil. Bună seara! Așa. Mă bucur că mă aflu aici la Mangalia și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la această lansare. Eu mă simt la Mangalia ca și acasă. Tatăl meu a copilărit în Mangalia în anii 50. Eu sunt din Techirghiol, sunt dobrogean, o mixtură așa cum suntem toți și cred că asta ne face, zis eu, subiectiv special. Este un tărâm minunat și pentru mine este o muncă extraordinară să sap în arhive, să merg în diverse sate din Dobrogea și să stau de vorbă cu oamenii. Făceam chestia asta mult mai des pe vremea când eram jurnalist, recunosc că acum nu mai am timpul necesar, dar ceea ce am reușit să fac a fost să mă lupt să scot din uitare niște legende care nu sunt ale mele, niște istorii care nu sunt ale mele, sunt ale Dobrogei. Dobrogea are principalul merit. Eu, deși doamna Dabă îmi spune să nu mai fiu foarte modest, eu am lucrat foarte mult, am beneficiat de ajutorul multor oameni speciali care m-au ajutat și m-au încurajat și poate de aceea avem astăzi peste 400 de povești ale Dobrogei, de istorii,
care sunt absolut speciale. Oriunde te duci în Dobrogea aceasta, găsești câte o poveste. În momentul în care îți faci un scurt arbore genealogic și știu, te gândești că bunicii au venit, au locuit în Ciocârlia, exact cum spunea doamna Adabu, alții stau în Megidia. Automat, când vorbești de localității aceea, ca să nu mai spunem de Mangalia, care are foarte, foarte multe povești și istorii minunate, automat atunci ne facem o poveste a noastră. Te simți cu totul altfel. Și eu am o teorie pe care mulți o împărtășesc, nu este a mea, e o teorie absolut logică. În momentul în care vii în Dobrogea, indiferent de origine bunicilor, străbunicilor, doamne, se întâmplă ceva cu pământul ăsta, devii dobrogean. Parcă, deci chiar dacă ești pe jumătate moldovean și jumătate ardelean, la a doua generație deja simți, nu ți renegi, Doamne ferește, origine, dar simți că ai ceva în plus. Așa cum am mai afirmat în alte lansări, eu sunt jumătate român, jumătate transilvanean. O combinație de-a dreptul mortală, da? Da. Da. Așa. Am copilărit în Techirghiu, alături de musulmani. Tatăl meu mi-a povestit toată viața despre Mangalia. Soția mea este din Megidia. Iubesc să mă duc în Delta, unde am foarte mulți prieteni ucrainieni. Asta este Dobrogea. Faptul că mâncăm astăzi plăcintă de praz, mâine mâncăm saraivie, putem să vorbim despre poveștile noastre, poveștile comune și nu ne gândim niciodată că am putea să fim, nu știu, dușmani. Cred că Dobrogea este un lucru unic în lume. Așa. Și exista la începutul secolului XIX un antropolog elvețian, Eugen Pitar, care spunea că acest mozaic de rase este absolut fenomenal. Au zis-o oameni extraordinari, oameni care nu erau români, iar nouă, parcă în ziua de astăzi, ne este rușine să recunoaștem acest lucru. Este momentul să arătăm cu toții că Dobrogea este un tărâm minunat și că merită să fie promovat în orice secundă. Și bineînțeles, așa cum afirmați și dumneavoastră, trebuie în primul rând să fim uniți. În momentul în care trei se prind de mână și vorbesc despre același ținut cu dragoste, în momentul acela vor auzi 1000 și nu 10. Și atunci toată lumea va ști că merită să vină în Dobrogea să descopere secretele, pentru că avem și altceva în afară de plajă. Trebuie să facem întotdeauna, în loc să facem stânga spre plajă, să facem puțin dreapta. E adevărat, drumurile nu sunt bune, este cald, dar întotdeauna vom descoperi un sat care are niște povești, o peșteră, limanul care este absolut fantastică. Avem legende care au un sâmbure de adevăr mai puțin credibil, avem însă și istorii care nu pot fi puse la îndoială, avem de toate. Trebuie doar să vrem să cercetăm lucrurile acestea și să le arătăm și altora. Eu vă mulțumesc. Sper că despre Dobrogea putem vorbi așa, strângându-ne, punând scaunele și discutând despre fiecare ținut. Sper să vă placă și acest volum 3. Iar eu acum 4-5 ani, când am intrat în această activitate scriitoricească, eram mult mai timid și mai speriat, nu știam cum o să mă judece lumea, ce o să spună. E, știți ce m-a făcut să fiu mai tare, mai ambițios? În momentul în care mă sună de la librării și mi se spune, s-au terminat cărțile, mai aduceți-ne pentru că se vând. În momentul în care lumea intră pe Facebook și nu mă cunosc cu oamenii aceia și spun, domne, felicitări, dă-i înainte, în momentul în care lumea vine și îți mulțumește. Momentul ăla simți că ai o misiune. Poate te crezi mai mult decât ești. Nu contează. Eu am intrat pe drumul ăsta și vreau să merg înainte și datorită dumneavoastră mergem cu toții înainte pe drumul de promovare al Dobrogei. Vă mulțumesc mult! Vă rog să-mi permite să vă ofer o diplomă de excelență din partea mainailor din garnizoana Mangalia. Pentru contribuția adusă din ce în ce mai mult, mai des, mai cu apăsare la desfășurarea activităților de sărbătorirea Zilei Mainei, dar și pentru insistența de a arăta tuturor ce înseamnă Dobrogea, dacă nu pentru fiecare, pentru toți la un loc. Exprimați așa de bine ceea ce ar trebui să rămână în sufletul oamenilor și cred că numele
personalului nostru din marină. Nu reușesc să vă spun tot ce simțim, dar ne bucurăm pentru a nu știu câte oară că sunteți alături de noi. Și vă mai așteptăm. Trebuie să vă salut, să vă felicit, să vă urez mai multe înainte și nouă la fel. Vă mulțumesc! Da. Totodată trebuie să ne bucurăm că alături de acest magic scriitor este să salutăm în sală prezența doamnei director al Liceului Calatis, doamna profesor de limbă și literatură română Corina Mihalache, domnul profesor de limbă și literatură română Ninu Emil Corneliu, domnul prozator George Șerban și ochiul spiritual al nostru, directorul Magalia TV, domnul Ionel Rugea, directorul online, scuzați-mă, Marjan Armășan, doamnei Liliana Iancu, care este de fiecare dată alături de noi și așa cum se cuvine, o să facem și fotografia colectivă. O să citesc doar două fraze. În Europa s-au păstrat foarte puține papirusuri pentru că aici este mult mai multă umiditate în comparație cu lumea egipteană. Din acest motiv, importanța papirusului de la Mangalia este una covârșitoare. Este printre cele mai vechi papirusuri descoperite în Europa, dacă nu chiar cel mai vechi. Papirusul Calatian luptă pentru titlul de cel mai vechi din Europa cu papirusul de la Derveni, dar este greu de spus dacă cineva va putea vreodată să îi atribuie întâietatea. În 62, la Derveni, Macedonia, Grecia, printre ruinele orașului Anticlete, în zona de necropolă a fost descoperit un papirus. Mormântul a fost datat între 340-330 înainte de Hristos și s-a spus că ar fi aparținut unui războinic ce l-a însoțit pe Alexandru cel Mare în campanii militare. Papirusul său cuprinde comentarii la un poem orific care avea ca subiect nașterea zeilor. Stilul poemului indică drept origine școala filozofului grec presocratic. Papirusul este considerat cel mai vechi papirus citibil din Europa, fiind înregistrat astfel în patrimoniul UNESCO. Dacă s-ar reuși descifrarea celui de la Mangalia, atunci situația s-ar putea schimba. Așa că avem toate șansele ca într-o zi să se întâmple, dacă se vrea, și eu sunt sigură că este cel mai vechi din Europa papirusul de la Mangalia, pentru că se spune că și Alexandru Macedon ar fi avut origini trace, origini dinspre țara românească și dacă stăm ca să privim așa mai în profunzime, nu se știe ce alte taine mai descoperim. Așa cum a spus Cristian Cealera, aici în Dobrogea și aici în Mangalia suntem 19 minorități, suntem 19 neamuri care supraviețuim atât de frumos, formăm un întreg. Niciodată nu a întrebat nimeni, tu de ce ești lipovean, tu de ce ești grec, tu de ce ești român, tu de ce ești turc, tu de ce ești tătar. Nu, ni se pare ceva normal, ceva firesc. De aceea supraviețuim atât de frumos. Așa că o să luăm și niște autografe și o să facem o fotografie, pentru că domnul Cristian Cealera poate va ajunge și dânsul precum papirusul de la Mangalia, unul dintre cel mai vestit din Europa. Fragmentar. Nu. Care va fi citibil în toată Europa și de ce nu și la nivel internațional și în toată lumea, pentru că merităm, pentru că avem ce să spunem și ce să arătăm lumii, pentru că munții noștri au ori poartă. Mulțumim frumos, s-a încheiat cu bine și această a doua seară a Săptămânii Spiritualității în Marinărești. Ne vom întâlni duminică în compania Clubului Artelor Solterist. Îmi pare rău că domnul Cealera nu o să poată să fie alături de noi, fiind membru al Clubului Artelor Solterist, dar domnul comandant de onoare aici ne iubește pe toți și va fi alături de noi și, bineînțeles, și tânăra generație va fi alături de noi. Și tot ce este frumos pe aici, pe Mangalia, este alături de această zestre de frumusețe care se află la Cercul Militar Mangalia, în Sala Coloanelor. Să fiți fericiți și iubiți! Restul vine de la sine!